Astăzi suntem 8 octombrie 2019, doamna Leonhard Elena. Doamna Leonhard Elena, dumneavoastră sunteți cetățean german de origine română, soțul dumneavoastră este german, de origine germană, ați venit în România, așa, la mine, pentru că toate tratamentele care le-ați făcut în Germania nu au dat niciun rezultat. Tratamentele care au fost? Da, terapie manuală, da. Deci cu masaj și... împachetări, kinetoterapie, și kinetoterapie, așa, acupunctură, fără niciun rezultat. Care sunt durerile? Care sunt problemele? Deci care... devine cutul din ce în ce mai rigid, nu da, mai da, pot să-l... Da. Mișcați. Și dureri grave, da, și da. Lumbaro. Deci da. La spate devine rigid, da. Și se duce pe coapse deja. Da. Deci tot ca un neamț aici. Așa, trebuie spus că dumneavoastră aveți în zona cervicală prolapsuri, cât și în zona lombară. Lucrurile sunt foarte complexe, ați făcut tratamente hormonale pentru ca să aveți copii, nu ați avut copii. Toate astea în Germania, la cei mai specialiști medici. Da. Haideți, vă rog frumos, vă ridicați, noi am făcut o procedură, vă plimbați și spuneți, în comparație cu înainte, cum vă simțiți. Procedura mea, operația durerilor de spate fără bisturiu. Deci, la ora actuală mă plec mai ușor. Da. Pe partea asta simt dureri mai puțin. Așa. Nu să mișc mai da, mult. Da. Încă e pe partea asta problema. A, așa. Dar pe partea asta se simte o ușurință. Puneți piciorul drept acolo, pe taburete și flexați în față, vă rog frumos. Dreptul. Așa. A, așa. Merge. Simțiți o diferență, ceva? Deci nu mai simt parcă cu durerile care... Am înțeles. Spre... Și celălalt picior. Așa. Se zice că neamțul nu minte rar, minte neamțul. Neamțul e un om corect. Și noi vorbim ceea ce există, nu ne lăudăm, nu facem minuni. Noi am muncit, am făcut o procedură, trebuie spus că procedura care am făcut-o eu pe durerile care le-a avut doamna este foarte complexă, se vede și pe shortul meu, nu te joci cu omul care suferă. Este extrem de dificil, dânsa nu putea de durere, de-abia o atingeai și o durea. Ați luat foarte multe antiinflamatoare. Antiinflamatoare? Să știți că nu. Ați suferit, ați stat cu durerea. Suferit. No, bun. Acum puneți-vă în genunchi și vă ridicați. În genunchi, ne punem în genunchi, un picior înainte și înainte și ne apăsăm și ne ridicăm pe picior, cu mâna pe picior. A, așa, fără durere. Și din nou vă puneți pe în genunchi, celălalt picior. A, așa. Și acum vă puneți pe scara asta. Că brațele nu puteați, nu știu ce. Nu, păi vă puneți, vă prindeți de bară. Așa. Așa, e totul în direct. Așa, tragem aer, ne ridicăm pe vârfuri și ne lăsăm brusc în mâini. Ha, mai brusc, vă rog. Trag aer. Ha, puteați treaba asta să o faceți înainte? Da, mă durea. Deci da. Și acum cum este, în comparație cu înainte? Mai e un pic, dar este o diferență. Da. Hai, da, să ne punem pe cântar. Doamna Elena, așa, avem 75 de kilograme când ne-am cântărit, dar 76 îmbrăcată. Doamna Elena, în 3 luni o să dați jos 16 kilograme, dumneavoastră aveți un metru cât? 1,62. Da, cam 16 kilograme, 14-16 kilograme și tot dumneavoastră să spuneți, pentru că o să intrați într-un program, aici lucrurile nu stau așa, probabil... Până acum nimeni nu v-a spus de acest program. Nu este o cură de slăbire, este un program bazat pe un mod de viață diferit și niște vitamine din alimentul prețios brândușa, care o să proceseze toxinele de astăzi, în fond hrana dumneavoastră de ieri neprocesată. Dar trebuie să puneți un pic deoparte poftele. Eu vă doresc succes. Mulțumesc ce mult! Ce părere v-a făcut prima procedură? Deci, foarte profesională, m-a simțit foarte bine. Eram ceva sceptică, deși noi avem chiropractică dincolo și e foarte bine căutat. Dar este o diferență între chiropractica și ce-am făcut eu. Îmi place că este, deci este ceva între
Practic aduce oasele în ordine și a mânca sănătos sau a schimba modalitatea Da. vieții. Nu uitați că o să vă vindecați din interior spre exterior. Da. Asta vă doresc. Numai bine. Mulțumesc mult și ne vedem mâine să-mi dați vitaminele. Da, Dacă da. Nu costă așa de mult să n-am la mine, le am mâine. Costă de 15 ani același lucru. În primul rând, Și vitaminele. procedura costă, cum scrie acolo, așa, 150 de lei și vitaminele costă 250. Aceste vitamine sunt garantate material. Dacă nu sunt rezultate, primiți bani înapoi, dacă faceți și intrați în acest program. Dacă nu, nu am ce garanta. Cât timp am din ele? Dumneavoastră, o lună de zile. Okay. O lună de zile. Poftiți să stai bun dumneavoastră, plătim la doamna asistentă. Mulțumesc mult și sănătate și dumneavoastră. Și dumneavoastră, numai bine, mulțumim.